Zilele Severinului, organizate după o pauză de 2 ani din cauza pandemiei de COVID-19, au avut un adevărat succes. Peste 100.000 de oameni au participat la spectacole, expoziții și manifestări cultural-sportive. Vineri, 6 mai, s-a dat startul zilelor municipiului Drobeta-Turnu-Severin. În programul evenimentului, pregătit pentru toate vârstele, au fost incluse activități culturale, manifestări sportive, expoziții de pictură, programe artistice susținute de elevii severineni, dansuri, foc de artificii și mult așteptatele concerte în aer liber. A fost o perioadă grea, am reușit să trecem peste și acum totul este bine, totul este frumos, am văzut tinerele talente ale mehedințului și sper să văd și alte nume mari ale folclorului românesc și severinean. Cum vi se pare organizarea? Totul este foarte frumos, totul este foarte bine, minunat. Cum vă simțiți la zilele Severinului? Foarte bine și mulțumim organizatorilor pentru toate zilele acestea. Suntem, cum să vă spun, chiar mulțumite și fericite. Cum vi se pare organizarea? Muzica? Tot bine, tot frumos. Și tot bine și mulțumim și Dumnezeu ține cu noi. Vă era dor? Ne era foarte dor și sperăm să fie cât mai multe. Sfârșit a venit și la noi perioada asta foarte, foarte bună și să ne distrăm și noi. În rest, ce să zic? După 2 ani de pandemie era cazul. Da, era, chiar era cazul ca să ieșim și noi din casă să ne distrăm. Vă simțiți la zilele Severinului după 2 ani de pandemie? Foarte bine. Foarte bine, mă bucur. Mă bucur foarte mult. Păi era dor de un astfel de spectacol. Foarte mult. Foarte mult. Artiștii aleși pentru ediția din acest an a sărbătorii orașului severinean au fost peste așteptările publicului. A devenit deja o tradiție ca cei mai cunoscuți interpreții de muzică populară și ușoară să urce pe scenă și să sărbătorească alături de publicul numeros zilele orașului. Ca întotdeauna este foarte primitor. Noi românii știm să gustăm cu adevărat cântecul. Cântecul tot timpul ne-a alinat suferințele și sufletul, ne-a adus acea mânghiere. Astăzi m-am bucurat și am avut deosebită plăcere să cânt din nou la zilele acestui oraș minunat, Drobeta-Turnu-Severin, ediția 2022 a anului. Și sunt convins că și severinenii așteptau cu mare, mare drag aceste zile minunate. Doamne ajută, în primul rând, mă bucur voi pe toți, mă bucur că sunteți la acest eveniment, că suntem cu toții după atâta timp. Vedeți și voi câtă lume este, e o bucurie să ne revedem, să cântăm severinenilor și nu numai. Să dea Dumnezeu să fiți sănătoși, să fim cu toții sănătoși și să ne întâlnim cât mai des, dar vouă vă spun succes, succes, succes! Pe scena de pe I.C. Brătianu a avut loc un moment important în memoria lui Petrică Mățu Stoian. Într-adevăr, nu eu trebuie să fiu aici. Petrică trebuia să fie. Astăzi se împlinește jumătate de an de când ne-a părăsit. Bună seara, vă spun și eu și la mulți ani. Petrică ne-a iubit pe toți. Petrică a iubit cântecul mehedințean, a iubit orașul Turnu-Severin, a iubit județul Mehedinți, pe care l-a reprezentat cu drag, cu cinste și cu onoare. Din partea noastră, o plachetă în memoria, în semn de apreciere și recunoștință pentru întreaga activitate dedicată promovării valorilor autentice ale folclorului mehedințean. Mulțumesc foarte mult! Petrică trebuia să fie pe scenă nici de cum eu, doar că am fost invitată de domnul primar și doamna Simona de la Cultură să particip în această seară pentru omagierea, de atunci un omagiu în cinstea, amintirea lui Petrică, pentru că și-ar fi dorit să fie aici pe scenă, nu acolo unde
Vorbeați cu el despre spectacole, despre ce urma să facă? Vorbeam totdeauna la telefon mai mult, că așa greu ne întâlneam, că avea programul foarte încărcat. Și el și eu, dacă stau la Arad, suntem cam departe unii de alții. Vorbeam despre toate lucrurile, dar ne întâlneam oricum vara, mai ales acum primăvara, că de-aia sunt așa afectată. Când cumpăra flori și mergeam la țară și puneam florile, una din amintirile frumoase. Da. Acum nici nu vine să mă duc acolo, deloc, la țară. Că mi se întoarce inima pe dos. Va rămâne veșnic în amintirea noastră. Sperăm să rămână și toată lumea să nu-l uite și să își amintească măcar mehedințenii, dacă nu și ceilalți, de el. Totodată, Angelica-i Stoican i-a fost oferit titlul de cetățean de onoare. Noi, eu, severinenii, au o surpriză pentru dumneavoastră, diploma de cetățean de onoare al municipiului Drobeta, Turnu Severin. Felicitări, doamna Angelica Stoican! O meritați din plin, ne-ați reprezentat cu cinste, cu onoare, de-a lungul anilor, și aplauzele oamenilor din fața noastră arată dragostea pe care ne poartă. La mulți ani să ne bucurăm de oameni cât mai avem lângă noi, pentru că știm cu toții, viața e scurtă, important este să ne bucurăm și să păstrăm și să apreciem valorile orașului și județului Mehedinți. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru surpriza care mi-ați făcut-o, pentru că nu am știut când am ajuns aici de intențiile dumneavoastră, dar eu am răspuns pentru că am dorit să vin la spectacol, să mă întâlnesc cu lumea dragă din Mehedinți, pe care am iubit-o și am cântat-o o viață întreagă. Și atât cât va mai zice Dumnezeu pași înainte, la fel voi face, pentru că nu am cunoscut viață mai frumoasă decât acolo, pe plaiurile unde m-am născut și unde am răsărit ca și cântec popular. Seria de evenimente a început cu deschiderea oficială la scena de pe I.C. Brătianu, în prezența primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu. În primul rând se vorbește despre zilele Severinului, un eveniment așteptat de foarte mulți mehedințeni, pot să spun, și nu numai. După 3 ani în care pandemia ne-a oprit de la orice fel de manifestare, încet, încet ne reluăm viața dinainte, ne reluăm lucrurile bune pe care le-am făcut. Sărbătorim ziua noastră a severinenilor, momente deosebite, muzică populară, muzică ușoară, vernisaje, expoziții, cărți, debuturi literare, sport. Încercăm pe toate palierele să venim în întâmpinarea a ceea ce își doresc severinenii. Vrem ca toată lumea să se simtă bine, am făcut eforturi deosebite ca oamenii severinenii și nu numai să fie în interiorul fenomenului, să le placă ce văd, ce ascultă. Important este că avem extrem de multă lume, sunt foarte mulți oameni și acest lucru pe noi ca și autoritate, pe mine personal, mă bucură foarte mult. Vorbim despre Petrică Muțu Stoian, un moment dificil pentru noi toți. Ne-a părăsit acum exact 6 luni, când nu ne așteptam, în plină efervescență creatoare. Un om care a iubit Severinul, a iubit Mehedințul și a iubit omul în general. Râdea foarte mult, era un om deschis. De fiecare dată când îl sunam să-l chem la zilele Severinului, spunea că nu își dorește să lipsească atât timp cât putea. Din păcate, a plecat prea devreme dintre noi și astă seară i-am comemorat amintirea alături de sora dumnealui. Ce pot să spun? Ne-a cântat și ne-a încântat ani de zile și sunt convins că acolo unde este,
le cântă îngerilor. Și la scena amenajată în parcarea centrului comercial din Aloniș au fost prezenți mii de participanți care s-au bucurat de concertele de muzică ușoară. Printre invitați s-au numărat Irina Rimes, Vank, Grasu XXL, Nane, Guess Who și F-Charm. Din estimările autorităților la evenimentele festive din cele trei zile, au participat cumulat peste 100.000 de oameni.